Salutare și bună dimineața, pentru că este o nouă zi, o nouă viață, o nouă epocă din care astăzi o să facem un nou daily vlog și vreau să vă zic că ăsta este primul daily vlog pe canalul Flowstyle, așa că dați un mare like dacă vreți să continuăm seria de daily vloguri pe canalul Flowstyle, pentru că aceste daily vloguri o să fie ceva mai interesante, cel mai probabil, cred, pentru că o să vă arăt mult mai multe chestii decât pe canalul principal Florentin Hrisco. Așa că astăzi o să începem ziua prin a face niște curățenie prin casă, pentru că am foarte multe chestii pe care nu le mai port. De exemplu, haine. Am foarte multe haine pe care nu le mai port sau pur și simplu trebuie să fac schimb în dulap cu hainele de iarnă, pentru că imediat se apropie iarna. Bineînțeles că este și toamna acum, dar imediat vine și iarna și am în dulap foarte multe lucruri. Bineînțeles, aici este dulapul, dar nu îl vedeți voi. Numai dacă îl deschid, să-l deschid. Ce caută chestia aia? Afară. Deci nu cred că vreți să vedeți. Așa se bagă o haină în dulap. Așa. Așa. Dacă îl deschid, nu cred, mai bine nu. Vă credeți, mai este destul o dezordine în dulap și nu cred că vreau să vedeți. Și acolo sunt eu, apropo. Stați, mă vedeți? Stați să mă văd și eu. Ah, acum mă vedeți. Asta este my face in the morning. Vezi că ai puțin engleză pe la pe aici, știi tu. Așa că vă zic bună dimineața încă o dată și cel mai probabil mamă, mi-am amintit de colecția mea de Adidas care este acolo sus. Ia fiți atenți, acolo este o pereche. Deci toți aceia sunt niște Adidas, stați că mai sunt și pe deasupra, vedeți? Și mai am alte cutii ascunse prin dulap, însă, ia să vedeți, una, două, trei, patru, cinci, aia pantofi, și șase. Deci, vreau să vă zic că eu sunt foarte mare fan Adidas și cel mai probabil o să fac un fel de, nu unboxing, un review, colecția mea de Adidas. În momentul în care o să ajung la 20 de perechi de Adidas, o să vreau să le prezint pe toate, pentru că eu sunt foarte mare fan. Și stați să vă arăt o chestie foarte, foarte interesantă pe care eu o fac de obicei. De fiecare dată eu când toate acele perechi de Adidas, absolut toate, cred că probabil în afară de două perechi, celelalte le-am luat de pe site-uri americane. Deci, practic, eu nu am mai fost să-mi cumpăr Adidas din România. Din România. Stai mă aici, nu mai am atâta. De foarte mult timp. Și eu mereu dau comandă de pe internet din site-uri din străinătate. Așa că vreau să vă arăt o chestie, dacă și voi vreți să dați comandă de pe un site anume. Mie mi-au ajuns aceste perechi de Adidas cam în vreo, ce, maxim o săptămână, cred că nici o săptămână. Unele mi-au ajuns și după 3-4 zile. Asta pentru că folosesc o metodă de curierat mult mai rapidă. Dacă dai comandă de pe USA, din Statele Unite ale Americii, firma aia de curierat se numește USGoBuy și în momentul, stați mai bine să vă arăt. Deci site-ul se cheamă usgobuy.com și în momentul în care tu o să trebuiască să dai o comandă pe orice fel de site, de exemplu, dăm de pe eBay, în momentul în care tu o să plătești o comandă, o să trebuiască să alegi acolo niște chestii foarte, foarte interesante. Deci trebuie să alegi pur și simplu USGoBuy ca formă de curierat. Dați aici la how it works și puteți să alegeți absolut, absolut orice. Deci, pur și simplu, transportul este gratis, este foarte, foarte șmecher. Deci, de acolo am luat eu Adidas și o să pun, probabil, în următor de vlog, o să vă arăt și gen site-urile de unde le iau, dar nu mai știu exact. Toate perechile acelea de Adidas îmi vin. Deci, mă credeți, eu de obicei sunt, mie nu prea îmi place, stați să mă mișc și eu așa, să mă mai mișc și eu prin cameră. Eu de obicei probam toate perechile pe care le aveam, absolut toate perechile, de obicei când mă duceam la magazin, eu sunt cel mai pretențios și cel mai pretențios sunt la Adidas. În rest, la îmbrăcăminte și așa mai departe, n-am nicio treabă. Dar când vine vorba de Adidas, când mă duc de fiecare dată într-un magazin, într-o altceva, atunci sunt cel mai pretențios. Deci aia este. Oricum, Adidas și e, cum se zice, e viața mea. Noroc. Știu că nu este corect gramatical, însă eu mă bucur că le-am luat și sper să facem acel videoclip cât mai repede. În momentul acum cred că am vreo 10-12 perechi, nu mai știu exact câte am. Și în momentul în care facem, o să fac acel video pe
Nu știu dacă o să mă gândesc dacă îl fac pe canalul ăsta sau pe canalul principal. O să vedem. Și acolo am niște cutii pe care trebuie neapărat să le arunc. Așa că, ok. Și bineînțeles, avem skateboardul nostru. Și fiți atenți puțin ce i-am făcut la skateboard. Stați să-l întorc, mă scuzați că e murdar puțin. Nu știu de ce, dar mie mi-au sărit chestiile astea. Vedeți că aici sunt niște șuruburi noi. Și aici și în partea aia sunt niște șuruburi noi, pentru că a început să încadă roțile. Și bineînțeles m-am dus la un service cu el și mi l-a făcut strună, cum se zice, și merge extraordinar de bine. Iuhu! O să trebuiască să mergem și până în oraș puțin cu el, pentru că o să trebuiască să mă grăbesc ca să mă întorc, pentru că trebuie neapărat să vină azi și niște curieri. Și bineînțeles o să ne plimbăm puțin cu skateboardul. Nu știu de ce, dar mie de fiecare dată când văd pe cineva care face vlog, îmi place. Mamă, ce mișto e cadrul ăsta! Așa pot să-mi văd freza de la spate. Mai trebuie să mă mai tund puțin pe aici. Stați așa să mai puțin să mă uit. Da, trebuie să mă tund puțin. Uite, vedeți, dacă faceți vlog sau aveți o cameră din aceasta, puteți să vedeți dacă v-a tuns bine sau dacă nu v-a tuns bine. Măi, m-a tuns destul de bine. Mi-au mai rămas niște pete pe aici. E ok. Cred că o să facem vlog de acum așa. Salut, ce mai faceți? Îmi pare bine dacă mă întorc așa dintr-o parte, cum mă vedeți. Așa că dacă mai vreți vloguri de genul acesta, nu știu dacă se numește chestia asta vlog sau nu se numește. Practic, daily vlog, pardon. Daily vlogul este când faci daily vlog în fiecare și în fiecare zi. Eu fac acum vlog, adică prezint o zi din viață. Bine, practic nu prezint o zi întreagă, ci pur și simplu așa mai puțin. Acum eu prezint pur și simplu niște chestii pe care le fac în viața de zi cu zi, dar nu toate. Deci mai mult este un vlog, nu chiar daily vlog. Perfect, m-am gândit la o chestie super tare, la care cu siguranță vă va plăcea. Așa că hai să citim niște comentarii de la voi. Ia să vedem. Câți ani ai, ador. O să dau așa cât mai multe, că cu siguranță vă va plăcea chestia asta. Și dacă apăreți în videoclip, aici, dacă apăreți în comentariile astea, puteți să-mi lăsați un comentariu sau ceva de genul. Da, am apărut. Pe bază, pac. Bună, salut, care e cântăreața ta preferată? Nu mă știu, am uitat. Florentin Hriscu e cântăreața mea preferată. Ai fost vreodată la iPad? Ce e aia? Nu știu. Ia să vedem în ce sector stai. În sectorul Marte. Câți enei? O grămadă și comentarii de hate am văzut, bineînțeles, ce ar exista lumea asta fără hate, dar eu nu le dau importanță. Așa, o grămadă de prank-uri, la cine vrei pe stradă, că este un porc și după aia fugi. Ok, în ce oraș stai și așa mai departe, București, mă vrând. Mamă, câte comentarii de la voi, sper că o să faci vreun fan meeting, v-am mai zis despre chestia cu fan meeting-ul. Câți ani, când mai faci slime? Băi, am 394 de ani. Hai să vedem. O grămadă de comentarii de hate, ești prost. De ce? Ce m-am săturat de clickbait-ul ăsta? Asta categoric sunt comentarii de hate, ești prost. Îmi pare rău, nu am talentul tău. Hai să vedem. Ai iubită? Da, am iubită. Clickbait, mersi frumos. Ești prost? Îmi pare rău, nu am talentul vostru. Hai să continuăm. Cu ce speranță te-ai apucat de YouTube? Asta e, nu mai știu. Hai să mai căutăm comentarii de hate. Clickbait, iar. Clickbait. Ce ar fi lumea asta sau YouTube-ul ăsta fără clickbait? Hai să vedem, mai sunt. Mai faci slime? Probabil o să mai fac slime. Ai făcut parkour? Da, am făcut parkour. Hai, bossule, aruncă televizorul acum. Hai. Ești prost. Îmi pare rău, nu am talentul tău. Îmi pare foarte rău. Ești nob pro. Hai, parcă chestia aia, nu mai știu. Băi, cam atâta cu comentariile de hate. Perfect, dăm drumul și la lumină puțin ca să ne vedem mult, mult mai bine. Sper că v-a plăcut aceste comentarii de hate și așa mai departe. Bine, nu prea am văzut prea multe, însă hate-ul este, cum să vă zic, haterii sunt acolo ca să fie acolo. În primul rând, dacă n-ar exista haterul, crede-mă că ar fi, nu că ar fi mai bine, dar până și haterii te ajută, pentru că haterilor, credeți-mă că dacă voi dați click pe video, pur și simplu ajutați YouTuberul respectiv, înțelegi? Dacă ești hater adevărat și dacă nu îți place persoana respectivă, nu intra, pentru că tu dând click pe video și lăsându-i comentariu și dislike și așa mai departe, ajuți foarte mult YouTuberul respectiv. Și nu YouTuber, ci și melodia și orice altceva. Credeți-mă,
Până și melodia aia cu Justin Bieber, care are probabil de acum 1 miliard, 2 miliarde de vizualizări, este foarte hate-uită și pur și simplu asta l-a adus la succes. Credeți-mă că și hate-ul te aduce la succes. Așa că, bravo haterilor! Dacă tu faci un hate constructiv, gen, uite, poți să zici, uite, acolo nu mi-a plăcut partea aia pentru că pur și simplu poate nu ai avut imaginație, poate a trebuit să filmezi dintr-un alt cadru și pur și simplu nu mi-a plăcut și îmi zici că dai dislike, apreciez foarte mult, pentru că acel hate este unul constructiv. Dar în momentul în care tu zici că ești prost, ești bou, ești cretin, ești nasol, dă-mi un motiv ca să știu de ce sunt așa cum zici tu și atunci o să fac să nu mai fiu prost, să nu mai fiu cretin, să nu mai fiu bou și așa mai departe. Pentru că dacă tu pur și simplu zici ești prost, eu nu am de unde să știu de ce sunt prost, știi, băi, mă gândesc, bă, eu chiar sunt prost, adică totuși, adică ok, înțelegi? Dar dă-mi un motiv, înțelegi? Pentru că eu nu sunt prost și probabil nici tu nu ești prost, așa că dacă îmi dai un motiv de ce aș fi așa, cred că te-aș asculta, poate aș remedia problema în sine, ce am postat și așa mai departe, dar în momentul în care tu faci un hate din acesta, pur și simplu ești prost și așa mai departe, nu are nicio relevanță, așa că crede-mă că până și tu ajuți youtuberul respectiv, așa cum ți-a zis. Așa că fă un hate constructiv. Eu, de exemplu, și nici mie nu-mi plac mulți youtuberi, multe melodii. Așa că asta nu e chestia în care să trebuie neapărat să zic, bă, ești prost, știi? Nu am de ce să zic asta, ești prost sau altceva, ești cretin. Nu am de ce, pentru că pur și simplu, dacă mie nu-mi place, nu mă uit, știi? Dacă a postat ceva, nu mă uit, înțelegi? Sau o melodie respectivă, mai ales la melodii. Nu-mi place melodia respectivă, nu dau dislike, nu comentez și așa mai departe. Așa că încearcă puțin să deschizi mintea, să, dacă tot ești hater, încearcă puțin să fii mai constructiv, înțelegi? Încearcă să, pentru că tu reflectezi ce ai tu în minte, ceea ce ești tu cu adevărat, înțelegi? Dacă eu, de exemplu, ți-aș zice ție, bă, ești prost, nu tu ești cel prost, ci eu sunt cel prost, pentru că am zis chestia aia. Pentru că înăuntru meu sunt un fel frustrat de chestia asta, pentru că pur și simplu zic, băi, uite, ăsta are conținut mai bun ca mine. Nu are conținut mai bun ca mine, ci pur și simplu eu sunt frustrat. Poate e și invidie până la urmă. Sunt frustrat, sunt invidios, pentru că el are un conținut mai de calitate ca mine. Așa că sper că ați învățat că este asta de ce. Încercați să fiți cât mai deschiși, spuneți omului respectiv să comentați exact ceea ce a greșit. Acel om să-și dea seama unde a greșit și după aceea o să-și dea seama că o să facă din ce în ce mai bine și poate după aceea o să vă placă și vouă de persoana respectivă. Așa că sper că ați înțeles acest lucru. Bun, o să trebuiască să mergem acum până la o bancă, avem niște treabă și după aceea ne întoarcem acasă și o să încheiem. Să vedem dacă mai facem altceva, așa că hai să ne plimbăm puțin cu skateboardul electric. S-a lăsat frigul deja afară. E toamnă, fiți atenți ce gros sunt îmbrăcat. Frig, asta e, a venit toamna deja, imediat vine și iarna. Se termină octombrie, vine noiembrie, vine Moș Crăciun, decembrie se apropie. Așa că încercați să vă îmbrăcați cât mai gros, pentru că altfel o să fie cam nasol. Eu deja sunt puțin răcit. Ia uitați cățelul. Nu se vede cățelul de acolo. Cine m-a claxonat? M-a claxonat cineva, dar nu știu cine. Îmi place neapărat, de obicei când merg acum cu skate-ul, este destul de frig, pentru că vântul vine în față. Și dacă mergi pe jos e destul de ok, dar dacă mergi cu skate-ul, e ca și când ai merge pe o bicicletă sau pe skate, pe skateboard, sau pe un scooter, cam așa este viteza. Nu știu, practic skateboardul ăsta prinde vreo 30-40 la oră. Și partea asta nu-mi place pentru că jos este un fel de pietriș și nu prea merge prea bine. Ia fiți atent. Perfect, acum am ajuns înapoi acasă și sper că v-a plăcut acest daily vlog, primul daily vlog de pe acest canal și bineînțeles o să continuăm să facem mai multe challenge-uri în care degustăm arome și așa mai departe și urmează și niște concursuri super, super tari. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și cei mai pofticioși, așa că noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!